Conținutul mucilaginos din frunza de aloe conține multe vitamine, microelemente, aminoacizi. Persoanele cu bărbie dublă, trageți atenție în această zonă. Și dacă e posibil să stați culcați, va fi minunat. Dragii mei și dragile mele, bun venit în comunitatea noastră! Sunt Veronica Santu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă ești pentru prima dată la canal, abonează-te, activează și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. Dacă îți dorești răspunsuri personalizate la întrebările care te preocupă în ce privește frumusețea interioară și exterioară, fii membru accesând fila membru comunității. De mult vă doriți să public și să vă arăt măsculiție cu aloe. Datorită proprietăților adaptogene, proprietăților antiinflamatoare, antialergice, de regenerare, de înnoire a mucoaselor. Aloe se folosește nu numai la tratarea și vindecarea bolilor interne, dar și se folosește pe larg și în dermatocosmetologie, în caz de psoriază, de alergii, de dermatite, acnee, pori dilatați, ten terniu, tern lax, ca un stimulator, hidratează foarte bine pielea. Dacă ați observat, în îngrijirea tenului adolescenților se folosesc produse care conțin aloe. Iar pentru tenul matur, în produsele anti-age, în produse de lifting, de hidratare. Dacă aveți plantă de aloe acasă, deci la planta de aloe, de 3-5 ani se taie frunzulițele, se spală foarte bine, se ambalează, se pun la frigider timp de 5-7 zile pentru ca ingredientele, mineralele, vitaminele, aminoacizii să se activeze. Apoi se folosesc la necesitate. Eu astăzi voi folosi gel procurat online. Îl puteți găsi și pe iHerb, folosind promocodul din descrierea filmulețului. Astăzi vom prepara o măsculiță din două ingrediente pentru hidratarea tenului și pentru lifting. Să mergem la bucătărie și să vedem cum am preparat această măsculiță minunată. Dacă vă doriți și altă combinație cu aloe, scriți-vă rog în comentarii. Pentru mască avem nevoie de un ușor mediu, de sub găinușă. Ăsta probabil este de sub puiculiță. Separăm albușul de gălbenuș și vom avea nevoie. Uai! Uai, l-am scăpat! A nimerit un pic de gălbenuș, nicio problemă. La un albuș, o linguriță de aloe gel. Și vom amesteca bine. Aveți tenul gras, adăugați lămâie. Dacă aveți tenul uscat, foarte uscat, adăugați ulei de migdale, ulei de cocos, ulei de măsline. La un ten sensibil, aplicați testul pe partea interioară a mâinii. La un ten normal puteți să adăugați uleiuri de grapefruit, de orange. Puteți păstra la frigider timp de 3 zile. Se aplică de 2-3 ori în săptămână pentru un efect ternic, antirid, antiîmbătrânire, de lifting și pentru riduri adânci.
Măsculița este gata. Rămâne să o aplicăm. Aplicați măsculița și pe decolteu, în special persoanelor care au riduri pe decolteu, pe gât. Este foarte plăcută, molcuță. Trageți atenție în zonele mai deficitare. Tapotați și sub ochișori puteți să o aplicați. Persoanele cu bărbia dublă, trageți atenție în această zonă. Și dacă e posibil să stați culcați, va fi minunat. Țineți 20 de minute și înlăturați-o cu un prosop umed. Super! Eu vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți piele hidratată și proaspătă, piele fermă și sănătoasă. La revedere! A început să mă strângă, dar este plăcut, foarte plăcut. O strângere a început să mă strângă foarte, foarte duios. Pe curând! Iată așa arată chenul meu după mască. Minunat! Mi-am înlăturat masca. Chenul este minunat! Iată așa arată chenul meu după mască. Minunat! Eu vă